român din Brăila este principalul suspect într-un atac de o violență rară petrecut în Marea Britanie. Individul în vârstă de 34 de ani, cu antecedente penale, a lovit fără milă trei femei după care le-a prădat casa. Secvențele au fost surprinse de camerele de supraveghere. Polițiștii britanici bănuiesc că atacatorul a fugit deja din regat și recunosc că îl caută în toată Europa. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Românul a dat atacul dimineață, iar victimei au căzut trei femei din localitatea Luton, aflată în sud-estul Angliei. Ca să intre în casa lor, s-a deghizat într-un angajat al unei firme de curierat. Pe prima dintre femei ar fi lovit-o de cum i-a deschis ușa. Victima s-a prăbușit inconștientă pe podea, iar individul a început să caute prin buzunare. Una dintre fiicele ei a încercat să o ajute, dar a avut aceeași soartă. Camerele de supraveghere din locuință au surprins momentul în care atacatorul le târăște pe victime prin locuință. Cea tânără strigă disperată după ajutor. Acesta este momentul când o a treia femeie aflată în casă coboară în grabă de la etaj, iar românul se năpustește cu furie și asupra ei. Sub o ploaie de pumni, și aceasta cade pe pardoseală. După atac, românul a furat mai multe console de jocuri și un decodor de satelit, iar ulterior a ieșit calm din locuință. Polițiștii bănuiesc că ar fi fugit din Marea Britanie și au cerut ajutorul mai multor agenții europene ca să-l localizeze. Nivelul de violență în timpul acestui incident a fost cu adevărat șocant, iar noi continuăm să urmărim o serie de linii de anchetă, în timp ce sprijinim victimele și familia lor. A declarat inspectorul detectiv Natalie Fletcher de la Poliția Bedfordshire, care anchetează cazul. Familia atacată de român a anunțat pe o rețea de socializare că tâlharul este din localitatea Cireșu, județul Brăila. E incalificabil așa ceva. Parcă ca în filme, nu știu să spun. Românul indicat de rănite ar fi avut și în trecut probleme cu legea. În 2007, când avea 23 de ani, ar fi fost dat în urmărire internațională de autoritățile din Italia pentru exploatare sexuală a unor copii și pornografie infantilă. Pentru aceste fapte a stat în închisoare până anul trecut.